Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Anul 2023 pentru gemeni promite a fi o perioadă destul de interesantă și plină de evenimente. Horoscopul pentru 2023 promite gemenilor noroc și succes în toate demersurile. Aceasta este o perioadă destul de favorabilă în ciuda faptului că astrele ți au pregătit surprize neașteptate. Situațiile neplanificate îți vor aduce multe încercări, în timp ce ca astrolog pot să notezi că nu există niciun motiv pentru care gemenii să-și facă griji. Orice provocări pe care le întâlnești pe parcurs vor fi depășite cu ușurință și te vor ajuta să devii o persoană mai bună. Gemenii sunt un semn zodiacal destul de dual. La prima vedere, acești oameni sunt deschiși și comunicativi, dar în interiorul lor există întotdeauna un ocean de emoții și sentimente complexe, uneori ambigue. Din exterior se pare că aceștia sunt oameni cu un caracter vesel și deschis, mereu degajați, în timp ce gemenii își cad adesea în melancolie și tind să se angajeze într-o introspecție profundă, acesta este un semn zodiacal destul de volubil. Aceasta se manifestă în punctele lor de vedere, în principii, în dispoziții. Horoscopul notează că 2023 va fi cu siguranță o perioadă pozitivă pentru gemeni, așa că este important să câștigi putere și să fii pregătită pentru noi întorsături. Astrele avertizează că gemenilor le va fi ușor să obține succes în orice demers doar dacă își pot menține încrederea în sine, nu renunță și. Dacă trec prin toate testele până la capăt, vor exista situații în care vei dori să renunți la tot și să începi viața de la o filă nouă, astfel de riscuri nu vor fi întotdeauna justificate, astrele te sfătuiesc să ai răbdare și să faci tot posibilul pentru a obține rezultatul dorit, dar să vedem cum va fi vremea astrală în 2023 pentru gemeni în domeniile principale ale vieții, sănătatea. Deși 2023 va fi un an pozitiv pentru gemeni, anul întreg va fi o perioadă plină de evenimente. Deja în prima jumătate a anului, unii reprezentanței acestei zodi pot avea probleme de sănătate. Există riscuri de răceală, infecții virale, precum și alte afecțiuni asociate cu scăderea imunității. Pentru a menține sănătatea, dar și pentru a o întări, Astrele ți recomandă să acorzi atenție unei alimentații echilibrate. Este posibil ca unele dintre voi să aibă nevoie de ajutorul unui profesionist, iar altele pot avea suficiente cunoștințe pentru a se descurca singure. În orice caz, gemenii vor trebui să dedice mult timp propriei sănătăți. Deja mai aproape de iulie, unii reprezentanței acestei zodii pot simți oboseala acumulată, unii chiar pot experimenta epuizarea emoțională la locul de muncă. Este timpul să te gândești la o odihnă bună și să pleci în vacanță. Astrele îți recomandă să acorzi atenție unei odihne mai măsurate lângă un curs de apă, unde te vei putea recupera, dormi, te vei putea reîncărca cu energie solară și te vei putea întoarce la modul obișnuit de viață cu o vigoare renoită. Toamna Riscurile de exacerbare a bolilor cronice sunt mari pentru acei reprezentanței zodiei care ignoră cu încăpățânare clopotele din corpul lor. Cariera Horoscopul gemenilor pentru 2023 asigură că aceasta este o perioadă care poate servi drept trampă pentru creșterea și dezvoltarea profesională. Deja literalmente din februarie-martie, mulți gemenii se vor putea dovedi la locul de muncă într-un mod complet diferit. Aceste lucruri îți va permite să câștige autoritate nu numai în ochii colegilor, ci și să devii vizibilă pe partea autorităților. Gemenii harnici vor putea în sfârșit să culeagă roadele activităților lor și să obțină un mare succes în domeniul profesional până în iunie. Munca grea și încrederea în sine vor avea un impact pozitiv asupra poziției tale în echipă și, datorită naturii tale ușoare și abilității de a comunica cu oamenii, nu ți este greu să câștigi simpatie și autoritate. În același timp, Astrele avertizează că pe tot parcursul anului vei avea în echipa de lucru oameni invidioși care sunt gata să acționeze în orice moment. De aceea nu merită să-ți împărtășești ideile cu colegii. Anul 2023 va fi o perioadă favorabilă pentru mulți pentru a-și schimba profesia, adobând noi competențe și a-și îmbunătăți calificările. Horoscopul carierei pentru 2023 te avertizează să nu iei nimic de la zero. Disponibilizările sunt extrem de nedorite anul acesta. Dacă există dorința de a începe viața de la o filă nouă, astrele recomandă gemenilor să se gândească bine dacă se potă dedica la muncă cât mai mult posibil, își pot investi toată puterea în proprie dezvoltare pot sacrifica ceva drag pentru a obține succesul într-o nouă profesie sau loc de muncă. După ce ai cântărit toate argumentele pro și contra, îți va fi mai ușor să ai decizia corectă. Banii Horoscopul financiar din 2023 pentru gemeni promite că anul va fi o perioadă prosperă pentru creștere și dezvoltare financiară. Tu însă uneori nu înțelegi cum deschizi noi surse de venit oamenilor creativi le va fi ușor să-și monetizeze propriul hobby și chiar să-l transforme în principalul domeniu al activității cu profit. În afaceri, pe gemenii așteaptă succesul. Nu-ți fie teamă să investești în proiecte noi, cu siguranță se vor dovedi a fi de succes și îți vor aduce profitul dorit. Astrele avertizează că, în perioada mai până în iulie, Există șanse mari de a crește veniturile pentru gemenii care sunt dispuși să-și asume riscuri, dar deja de la mijlocul toamnei merită să privești banii mai în serios și să nu mai riști încă o dată. Merită să te abții de la achiziții mari în perioada noiembrie-decembrie, în acest moment este favorabil să economisești o parte din venit într-un cont bancar. Cei care sunt angajați pot fi eligibili pentru avansarea în carieră ceea ce presupune o creștere semnificativă a veniturilor. De asemenea, în perioada de la începutul anului până la sfârșitul verii, sunt șanse mari de a primi sporuri și indemnizații. Toate acestea vor fi rezultatul realizării muncii și al profesionalismului ridicată din partea ta. Dragostea și relațiile După cum spune horoscopul dragostei pentru 2023, gemenii nu vor primi prea multe surprize romantice, Totul este mai degrabă prozaic și plictisitor. În ciuda faptului că anul acesta se desfășoară sub auspiciile lui Venus, acest lucru nu îi va afecta în mod special pe gemeni, dar totuși, mulți reprezentanții liberii acestui semn nu vor fi privați de atenția sexului opus. În ciuda popularităților, mulți gemeni nu vor putea construi o uniune puternică deoarece atenția lor este împrăștiată și îndreptată către sarcini complete diferite. Relațiile romantice nu vor fi altceva decât flirt, dar până la sfârșitul anului, începând de din noiembrie, unii gemeni au șansa de a cunoaște un partener demn care le poate schimba viața. Cei care sunt într-o relație nu vor fi mulțumiți de partenerul lor. Mulți gemeni vor simți că relația lor este lipsită de emoții și vor căuta modalități de a obține aceste emoții în toate modurile posibile. De aceea pot provoca scandaluri, conflicte pentru a ajunge într-o relație acel nivel necesar de energie și emoții care le lipsește atât de mult. Astrele recomandă să nu duci relația într-un punct critic, ci să înveți să fii mai calmă și mai reținută. Energia acumulată ar trebui direcționată nu spre rezolvarea relațiilor, ci spre consolidarea acestora. Problema cu mulți gemeni este că se așteaptă ca nu ei să schimbe relația, ci partenerul lor. Este timpul să începi singură să construiești. Pentru bărbatul gemeni, toate obstacolele care apar nu vor face decât să-ți întărească încrederea în tine și să te ajute să-ți atingi scopul vei dedica multă timp muncii și nu va mai rămâne timp sau energie pentru viața personală. Încearcă să găsești echilibrul în toate domeniile vieții. Astrele avertizează, pentru a face față dificultăților, ar trebui să ai mai multă încredere în propria intuiție, uneori îți vei complica viața singur, deoarece adesea soluția problemelor complexe se dovedește a fi la suprafață. Trebuie doar să o observi. Pentru femeia gemeni, este timpul să dai jos masca și să fii cine ești cu adevărat. În 2023, sarcina principală a femeilor gemene este să se înțeleagă pe ele însele, să-și înțeleagă adevăratele lor dorințe și nevoi, sunt posibile neînțelegeri cu un partener, nu trebuie să fii condusă de emoțiile tale, ia în considerare cu atenție orice decizie, îți doresc un an fericit cu împliniri și sănătate maximă. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!